las să fac prezentarea noii mele mașini BMW 8 din 2015. În primul rând o să vă iau cu cele mai basic chestii, cred că le știe toată lumea despre un BMW 8, dar vreau să adaug și anumite detalii pe care voi nu prea le cunoașteți pentru că nu apar în videoclipuri pe YouTube, pentru că nu prea există cu această mașină și vreau să vă zic ce nu-mi place și ce-mi place la această mașină, pentru că am avut și niște chestii pe care a trebuit să le rezolv. Deci avem un motor electric în față, care se încarcă aici din față, lângă ușă. Nu e un motor electric pe care poți să mergi foarte mult, e un motor care te ajută decât la că ai putere. Îl încarci aici acasă sau se încarcă direct în mers. Eu nu prea îl încarc acasă, îl încarc doar din mers. Îți dă boost-ul ăla de putere, 220 de cai în plus are. Avem motorul care este în spate și are 240 de cai. Cel puțin eu sper că are atâta, pentru că în total ar trebui să dezvolte o putere de 300. Nu trebuia să întâmple asta, să știi. Da, este un motor puțin mai special, chat. Din câte puteți observa, este și acoperit și tot. În total ar trebui să dezvolte motorul care e acoperit aici 360 de cai. Eu nu știu sigur dacă se întâmplă chestia asta, pentru că sunt două modele de i8, unul cu 240 de cai, unul cu 360. Eu sper că l-am pe ăla de 360 pentru că nu am verificat, dar o să facem un 0-100 să vedem. Dacă face 100 în 4,4 secunde, e de 360 de cai. Bă, aici e portbagajul. Multă lume ar zice că ăsta e un minus pentru BMW i8. Pe mine nu mă interesează, având în vedere că nu era un aspect pe care îl căutam la o mașină. Am avut un Passat B7, îl știți și voi Passatul meu, și nu am folosit deloc portbagajul decât în 2-3 cazuri și puteam să rezolv altcumva. Portbagajul, dacă nu mai merge cheia, nu știu cum să-l deschid altcumva. Asta e singura soluție pe care știu eu să-l deschid în cheie. Vedeți, aveți aici pe cheie, direct un dăsta de portbagaj, atâta, schis deschis, cred că o să schimb și cheia, că nu e preferata mea, dar îmi place că e unică. Ce-mi place la BMW-ul ăsta? Multă lume îi dă hate că are motor mic și chestii, mie îmi place că e unic, atrage priviri, are foarte multe funcționalități care sunt total diferite față de orice alt BMW. Asta îmi place mie foarte mult la el. Geantele, care sunt stock direct în fabrică de 20 de inci, au o bandă albă peste ele de la Andy Popescu, sunt, le-a pus el și nu mai merg date jos pentru că de la răcit jantele s-au cam unit banda aia de ele, efectiv e imposibil să le dau jos, ori o să le șlefuiesc și o să le dau jos, ori o să schimb jantele, dar mie sincer zici și tu, Paul, mi se par foarte frumoase pentru niște jante stock, adică chiar nu sunt niște jante care să arate urât, tu ce zici? Numărul 1. Și da, pentru cei care nu știți și nu ați văzut vlogurile anterioare, vlogul în care am luat mașina, mașina nu avea culoarea asta, pentru că este mașina lui Andy Popescu, doar că am decolantat-o și am făcut-o pe stilul meu, pentru că nu-mi plăcea să se uite lumea în trafic și să-mi zică, bă, e mașina lui Andy Popescu. Bă, acu-i mașina mea? Așa nu o să mai confunde nimeni. O las o poză cum era înainte, o parte din vlogurile trecute pentru cei care nu ați văzut, dar mie mi se pare că arată mult mai sexy așa, pentru că e pe placul meu, e o culoare, nu știu, e culoarea individuală, e un gri spre negru, nu știu exact ce gri e, în talon scrie negru, a trebuit revopsită pentru că asta a fost una dintre problemele pe care l-am avut la ea, dar nici Andy Popescu nu cred că știa de ele. Aici era puțin julită și era chituită de la volantul vechi. Astea tot la fel au sărit vopseaua de pe ele și erau șlefuite și au trebuit vopsite și alea de pe partea cealaltă și am avut 6 elemente de vopsit. Deci undeva la 1000 de euro m-a dus toată vopsirea plus un polish plus etc. Am mai băgat eu niște bani în ea. Designul mașinii în general, v-am zis, îmi place foarte mult. Din câte puteți observa, bă, mie mi se pare una dintre cele mai sexy mașini și nu știu, frate, dacă se poate compara ceva cu mașina asta. Cred că dacă BMW-ul punea un motor mai mare pe mașina asta, nu-și lua hate aproape deloc și cred că era una dintre cele mai vândute mașini și devenea de colecție. Nu știu dacă o să devină de colecție acum, poate o să devină, poate nu. Dar mie mi se pare una dintre cele mai frumoase mașini. Și a hate doar din cauza motorului. Eu nu sunt o persoană pasionată de mașini. Mi se pare că doar nu se aude, frate, că restul ăia 360 de cai pe mașina asta care are o tonă jumate. Bă, merg, mamă, aș vrea să vă dau cu voi în trafic. Deci, bune, dacă mă prindeți în trafic și sunteți abonați mie și mi-arătați că aveți site pe shop, vă dau o tură cu ea. Bă, încă un aspect pe care multă lume mi-l zicea că, bă, n-o să ai loc în ea, bă, nu știu ce. Și eu credeam aceeași chestie, că, bă, n-o să am loc în ea și, bă, o să fie foarte nașpa, dar de fapt nu, chiar e foarte spațioasă. Adică eu am 1,92 m, plus că îmi zicea lumea că o să mă urc foarte greu în ea, din câte puteți observa, mă urc foarte ușor, e foarte simplu să stau în ea și sunt foarte confortabil, frate. Și o stau mereu cu Paul în dreapta, care Paul are 2 metri și stă foarte bine. Cei drept are locuri în spate, dar nu poți deloc să stai în spate, frate, deloc, deloc, deloc. Adică cel puțin eu cu Paul, asta e o mașină efectiv de două persoane, nu e o mașină de patru. Îl folosesc efectiv ca portbagaj, frate. Am aici o geacă când se mai face frigut, acolo alt tricou de schimb și microfonul. Și cam atât, sunt două locuri, decât o persoană foarte, foarte mică poate să stea în spate. Dar de exemplu, dacă stă Paul în față care are 2 metri, nicio șansă, nicio persoană mică să stea și în spatele meu la fel. Aici pe interior, îmi place foarte mult că are un volan unic, nu mai e volanul ăsta pe nici măcar un BMW. Cockpitul ăsta digital sau nu știu exact cum se numește, nu știu dacă mai e pe alt BMW. Poate să pun niște Alcantara pe volanul ăsta sau ceva, o să vedem. Și, în general, eu nu prea mă pricep, am făcut un detailing. Astea știu că arată la fel și pe alte BMW-uri, dar gurile astea de ventilație nu cred. Așa se pornește mașina și pornește direct pe modul electric, nu o să se audă nimic. Din câte puteți observa, am 106.000 de kilometri. Motorul electric e mort pentru că am mers doar pe electric până aici. I-am pus eu un Apple CarPlay. Îmi place foarte mult. Nu știu, dacă n-aveți Apple CarPlay pe mașină, puneți-vă, mi se pare că schimbă foarte mult. Eu mi-aș fi pus și pe Passat Apple CarPlay, dar având în vedere că schimba mașina foarte recent, nu avea rost să pun pe Passat Apple CarPlay.
ca și spațiu de pus chestii. Avem aici un ăsta, cup holder, încă două pe spate. Atâceat. Și aici mai avem puțin spațiu. În rest, da, nu avem foarte mult spațiu în mașina asta. Modul în care se deschide capota mi se pare tot la fel unicat. Nu știu dacă se mai deschide la altă mașină sau la alt BMW așa. Sunt niște clipsuri aici fix lângă astea hidraulice, unde aveți tras așa. E puțin inconfortabil, ce-i drept. Tragem o dată de asta. Ați auzit un clac, din câte puteți observa, s-a deschis capota pe partea asta. Trebuie să mergem și pe partea cealaltă. Tot la fel, va trebui să tragem în același mod. Aici am pierdut clipsul și îl avem direct deschis. Bam, s-a deschis capota, s-a auzit un tâng. Ne ducem la capotă. Asta e ce e sub capotă, dar e cam greu să deschizi într-o singură persoană. Și trebuie susținută cu ceva tijă, dar eu nu o am. Nu știu, într-o singură persoană e cam greu să faci toate chestiile astea. Apoi doar o împingi înapoi. Mașina asta chiar e foarte inconfortabilă pe foarte, foarte, foarte multe aspecte. Adică, dacă ai anumite probleme cu ea, ar fi mult mai simplu dacă ai avea o mașină normală, dacă aș putea spune așa. Bă, dacă nu-mi luam mașina asta acum, să mă bucur și eu de ea, să-mi placă să fie rockstar type shit. Nu mai mi-aș fi luat-o la 30 de ani niciodată, băi, știi? Adică, nu știu, să-mi fac și eu visul meu de 20 de ani, să mă simt și eu bine, să simt și eu că mi-a ceva de munca mea. Chiar dacă știu că am fost cam leneș și n-am fost cel mai productiv, am procrastinat o grămadă. Bă, vreau să mă apuc de treabă și să fac treabă cu Paul, ce râde prost ăsta de mine. De ce râd? Ce înseamnă am procrastinat? Nu așa se spune? Zi în română, am amânat. Ușile sunt o chestie care, bă, multă lume cred că sunteți interesați. Ușile și șasiul e din carbon, din câte puteți observa. Ăsta e carbon, sunt foarte ușoare, dacă ar fi lângă mine chiar aș vrea să le simțiți cât de ușoare sunt. Șasiul tot la fel carbon, carbou, toată mașina este din carbon, fiind foarte ușoară, având o tonă jumătate, că altfel nu se puteau deschide ușile. Și ce e foarte nașpa la uși e că dacă le uzezi foarte mult, pistonul ăsta va trebui schimbat, pentru că altfel ușa nu se va mai ridica până sus singură. Adică, vedeți, asta se ridică mult mai repede decât ușa de la șofer, pentru că ușa de la șofer a fost cea mai uzată și cred că într-un timp, dacă o să mai uzezi foarte mult, nu o să se mai ridice deloc. Acum merge și merge foarte bine, dar vor trebui schimbate pistoanele. Ceva foarte interesant la mașina asta este acest buton de alimentare. Vedeți? Ia zi tu, Paul, ce problemă am avut cu acel buton de alimentare? Practic, noi nu știam, adică Sica nu știa, că trebuie să apeși din bord, nu? Trebuie să programezi mașina înainte de a o alimenta. Ea depresurizează rezervorul și îl pregătește pentru alimentare, da? E bine, Sica al nostru venea efectiv și trăgea de ăsta, îl împingea. Bă, apăsam, frate, uite, și acum apeși. Dacă nu apeși butonul, nu merge, frate, vezi, nu merge chat. A fost la 2 minute să-l rupă, efectiv. Noroc că există YouTube și ne-am gândit să căutăm un tutorial cum se deschide chestia. Bă, voi nu înțelegeți că am stat, cred că 10 minute în benzinărie cu Paul. De nerv muream că nu puteam să alimentez mașina și să uita lumea la noi că ce dracu facem cu mașina. Pentru că mașina asta ar trebui să scrie undeva, nu știu, sau să știi de înainte. Da, noroc cu YouTube. Subscribe. Scaunele tot la fel, v-am zis că îmi place foarte mult că mașina e unică. Scaunele nu mai sunt așa scaune pe niciun BMW decât pe BMW i8, ceea ce mi se pare foarte tare. Cupeul ăsta a fost adăugat de Andy, v-am zis, mașina de la Andy Popescu. Asta e singura diferență dintr-o mașină din 2014-2015, un i8, care se diferențiază de unul din 2016 2018-2020, în afară de cele care sunt roadster, pentru că sunt decapotabile și se observă direct că sunt modele mai noi, dar designul din 2014 a rămas la fel ca designul din 2020, ceea ce mi se pare foarte cool, mai ales că mașina asta nu arată ca o mașină produsă în 2014. E un design foarte futuristic. O să vă las o poză pe ecran să vedeți cum arăta mașina în modelul de concept. Arăta exact la fel, doar că ușa asta era făcută de sticlă. Doar n-au putut să facă ușa asta de sticlă, în rest au lăsat mașina la fel. Mi se pare că ar fi putut să fie un succes mult mai mare și nu și-ar fi luat atât de mult hate dacă i-ar fi pus un motor mult mai mare. Bă, vă spun eu, dacă dați hate în comentarii, dați degeaba. Bă, dacă vă urcați o dată la volan, o să vă placă atât de mult. Mie îmi place de mor, nu știu, trebuie neapărat să vă dau o tură, să vedeți, pentru că toată lumea și Zbâr și Gami voiau să zică să nu mi-l iau, până mi-am luat-o și s-a urcat cu mine. După au zis că, bă, mașina chiar e tare. Stopurile la fel, chat. Uitați cum sunt stopurile. Adică asta aici e aerodinamică și e reală, nu sunt niște flapsuri care sunt lipite, chiar sunt reale și chiar ajută la aerodinamică să stea mașina mai bine pe șosele. Și nu vă luați de mine dacă greșesc anumite termeni, pentru că nu sunt car guy. Eu doar sunt un băiat căruia îi place să își trăiască viața și a luat o mașină care îi place. Încă o chestie foarte interesantă despre i8. Uite fix sunetul ăsta. Ăsta. Nu știu că se aude pe la valieră. Ia. Vreau să-mi spuneți în comentarii, înainte să vă arăt eu de unde este, de unde credeți că este acest sunet. Deci v-am zis, ex a avut mașina asta, a dat sample la sunetul motorului când nu ai ușile închise sau nu ai centura, sunetul de avertizare, și a făcut melodia sad. Eu o să vă pun acum o parte să vedeți despre ce vorbesc. E puțin cu un alt reverb și așa, dar foarte interesant că a putut să facă chestia asta dintr-un sunet random. Asta. Mi-i plăcea foarte mult mașina asta, în ce am înțeles eu. Bă, ce mi se pare mie tot la fel de cool e că avem Maxhaus pe mașina asta, instalat de Andy Popescu, care nu știu exact cât e, dar acu e oprit, acu e pornit, nu știu dacă se aude. Așa se aude mașina când o turez fără Maxhaus. Și așa se aude mașina cu Maxhaus.
Da, eu zic că e o diferență. Chiar se aude mult mai tare. Probabil oamenilor care la chiar le plac mașinile și se uită la vlogul ăsta li se pare o tâmpenie. Mie îmi place, frate. Mai are și LED-uri. O să vedeți în continuarea videoclipului. O să mai fac un clip cu 5 chestii care îmi plac și 5 chestii care nu îmi plac la Iop, așa că nu o să spun chiar toate chestiile în acest vlog. Nu uitați, dacă vreți să mă susțineți, puteți să folosiți codul S1KE pe Shop în Fortnite, Mobile Fox sau pe QWERTY Key. Dacă vreți tastaturi, huse sau V-Bucks, apreciez foarte mult pentru că am muncit la tricoul ăsta, mi se pare foarte drippy și vă pup că mă susțineți.